Ia zi-mi, tu ai trecut până așa ceva? O dispariție a unui prieten necuvântător? O, Doamne, da. Și prin cum... două dispariții. Așa. Un husky siberian pe care l-am avut de la vârsta de un an și care a murit la 12 ani jumate. Cumva m-am împăcat cu ideea că și-a trăit viața, a avut o viață plină. S-a dus în păcat. Și e normal să fie așa. Așa și trebuie să fie. E un ciclu al vieții pe care noi trebuie să învățăm să-l acceptăm, ok? Și am mai avut o femelă de ciobănesc german negru care mă idolatriza de-a dreptul. Era extrem de bună în lucru și extrem de conectată cu mine, de care mi-a părut atât de rău, pentru că, nerecunoscând semnalele care sunt specifice infectării cu babesioză de la căpușe, am lăsat-o cu o noapte în plus până să o duc la doctor și n-a mai putut fi salvat. Avea vârsta de 4 ani. De atunci am suferit și sentimentul ăsta al vinovăției cumva mă urmărește. Dar, până la urmă, ca să putem accepta plecarea lor, trebuie să lucrăm cu noi. Realitatea este că atunci când ne alegem un câine, trebuie să știm de ce-l luăm. Exact. Și să nu luăm sub un impuls de moment. Cu atât mai mult cu cât nu trebuie să acceptăm cadouri de la cunoscuți, atunci când aceste cadouri sunt de fapt niște animale de care trebuie să ne ocupăm o viață întreagă. Da? Este foarte important să fim convinși că vrem un animal de companie. Ca idee... Dacă îmi permit să-ți spun în două cuvinte, știi că am fost aici la voi cu Akita, cu Akita, da. Japonez. E, acel câine a fost un câine abandonat. N-a fost într-adevăr abandonat imediat, decât după ce a făcut un an și jumătate, dar a fost abandonat pentru că oamenii nu au știut cum să-l educe, cum să-l crească, cum să îl menține echilibrat și prin felul în care ei s-au impus dintr-o altă poziție decât cea de care vorbeam noi mai devreme, da, au intrat în conflicte cu câinele. Ce rasă, în afară de comportament și informație, ai recomanda un începător? Nu ține neapărat de începător sau de neîncepător. Care are pentru prima oară câini, n-a avut câini, da, când era, dar mic, uite-te, și mi s-a întâmplat să cunosc oameni care au apelat la experiența mea și care aveau pentru prima oară câine. Ce câine crezi că aveau ei pentru prima oară? Ceva mare. Malinois. Da, un câine cu un super drive și un super prădător și cu mulți dintre ei cu o agresivitate născută, fiind câini foarte buni de pază și protecție. Sau Akita. Un câine cu un caracter puternic, un samurai. Caracter dificil, da. Da, pe care trebuie să știi să-l modelezi. Deci asta nu recomanzi. N-aș recomanda să luăm asemenea câini, ci câini care au o sociabilitate și o lipsă de agresivitate venită din genă, care ne ajută să mai facem și greșeli față de ei și să nu ne sancționeze. Labrador, Golden Retriever. Chiar și un ciobănesc de Berna este un câine foarte liniștit, foarte ăla tolerant. Imens, și foarte... E ăla negru, mai multă blană școală, de el. Da. Da, dar este mai multă blană de el, să știi. Da? În mod normal, dacă stai și te uiți la un ciobănesc, este aproape cât un Golden Retriever, poate un pic mai înalt. Da? Doar că are multă blană. Că numai la exact. Sala a fost. Dar în schimb, caracterul, firea lui este extraordinar. E un câine de companie extrem de bun. Ăștia sunt câini mari și câini mici. Câinii mici pot fi, de exemplu, un bulldog francez poate fi bun, dar tot așa are o energie cam ca a lui. Da? Da, și o tendință de agresivitate specifică terierului, da, că de aceea se știe. Sunt de legiunea străină. Ok, da, și trebuie să fim atenți, dar sunt niște câini buni, sunt caractere și caractere până la urmă, sunt niște câini buni, dimensiunea îi avantajează. Da, așa. Și la un moment dat dorm mult, știi? A, deci... Dar mai sunt buni și Yorkshire-ii, sunt niște cățeluși mici care preferă să stea în poșetă lângă tine, da? Dar să știi un lucru, că un Yorkshire, fiind terier, aha, are aceleași instincte ca ale lui. Da? Și dacă nu sunt menținute în echilibru aceste instincte pe care le posedă născut, încep să devină ușor agresiv chiar față de stăpân. Depinde. Noi ne luăm un câine bun în casă să ne simțim bine în interacțiunea cu el. Putisit. Numai că atunci când trebuie să-l scoatem afară avem probleme de control.
Ok? Da. Dar Amstaff-ul este un câine selectat care... bun. Boxerul este foarte bun, dar la fel. Are maniera asta de a se bucura expansiv, așa, și e foarte posibil. Bișon, care? Au mulți bișoni în casă. Bișonii sunt buni, dar trebuie să știi de unde să iei. Da. Dacă îi luăm de pe internet, dacă îi luăm ocazional așa de unde apucăm, s-ar putea să luăm un câine care arată ca un bișon, dar să fie o fiară precum un pitbull, da? Da, da. Atunci când se confruntă cu un alt câine. Da. Deci trebuie să ținem cont de unde luăm căței și să vedem ce tip de energie are acel câine, ce tendință, da? De mic ne putem da seama dacă are o fire ușor dominantă sau este un follower născut. Mopsul este un câine bun, e un câine tolerant, e un câine simpatic, e un câine foarte bun de companie. Deci mopsul este într-adevăr un câine mic care poate fi bun companion de familie. Pentru, da? Copii, pentru copii. Și pentru copii, într-adevăr. Da. Atunci când rămâne mic, copilul este ușor să se miște în preajma lui. Da? Dar dacă este mic și oricum sare cum sare tipi-tip cât un metru, sare peste, atunci e o problemă. Dar mopsul este extraordinar. Care poate să fie cea mai mare greșeală pe care poate să-l facă un om care lucrează cu câinele, un posesor? Care dresează, există sau, mă rog, două situații. Nu dresor. Există două situații în care, de exemplu, culcat acolo. Bravo. Care este? Zi care este? Ia, stă pe zi tu care este greșeala. Aia? Și mai e una, zi. Care? Zi-o și pe cealaltă. Nu asta, cealaltă, mai știi una. Aha, ok. Vezi? Ai înțeles, da? Bine, hai sus aici. Sus. Deci, ideea este așa, că poate atunci când educăm câinele, normal apelăm la un specialist, un dresor, da? Da. Un om care se pricepe la educația canină. Este foarte important să alegem felul în care ne educăm câinele. Poate să-l ia dresorul să plece cu el să-l dreseze, sau pot participa eu ca proprietar și sub îndrumarea dresorului să învăț cum să comunic cu câinele. De preferat ar fi a doua variantă. E mai greu pentru dresor, într-adevăr, trebuie să aibă și niște calități de instructor, nu doar că dresorul este cel de la circ. Și este esențial ca tu, ca proprietar de câine, să știi despre comportamentul și psihologia propriului tău câine și cum să-l abordezi ca să creezi o relație puternică. Asta te poate ajuta instructorul, doar că necesită un pic de experiență. Greșeala pe care o face un om este că are impresia câteodată: lasă-mă că pot să mă descurc cu el și fără să-l dresez. Numai că lipsa cunoștințelor sau abordarea destul de superficială a educației propriului câine face ca, de fapt, în loc să se consolideze relația între ei, să se construiască bazată pe o mare prăpastie și pe niște lacune. De acolo câinele își tulbură comportamentul, pentru că nu își înțelege în totalitate stăpânul și nu știe cum să reacționeze la cerințele acestuia, stăpânul o ia personal și spune că este câinele încăpățânat și nu vrea să facă și îl bruschează sau îi face ceva mai rău decât atât și atunci apare conflictul. Câinele nu mai cooperează sub nicio formă, îl evită și stăpânul rămâne cu impresia că are un câine nemernic care nu vrea să facă și pentru asta trebuie să-i dea nana. Și de aici se dărâmă tot farmecul relației. Ai spus lucruri foarte interesante azi și acum cu greșelile, la fel, că trebuie să ascult totuși, dacă vrei, ascultă de instructorul respectiv care să te învețe cum să te porți, că nu știi, noi avem copii, nu avem câini, știi, și e diferit. Problema este ca și sfat pentru oameni, dacă vor să-l urmeze. Asta vreau să te întreb, la închidere. În condițiile în care vorbesc cu un instructor sau cu un dresor și acela, în loc să le sugereze să participe la dresaj și să învețe să lucreze ei cu câinele, acel dresor preferă să ia câinele să plece, eu zic că oamenii nu ar trebui să coopereze cu acesta. De ce? Pentru că în momentul în care dresorul ia câinele și lucrează cu el, cât ar fi de bun, consolidează o relație între câinele omului și el, ca dresor. Ceea ce nu aduce niciun beneficiu relației dintre câine și stăpânilor. Ba chiar învață câinele să facă diferența asta enormă între cât de capabil e nenea ăsta cu care iese el o oră pe zi și cât de incapabili sunt oamenii din casă care nu-l înțeleg deloc.
Și atunci, diferența asta e greu de surmontat, chiar și în condițiile în care dresorul este unul foarte bun. Am reținut chestia asta, sper să rețină și telespectatorii noștri. Maestre, că nu pot să spun altfel, ne-ai umplut capul cu chestii extraordinare, într-un mod foarte plăcut, cu ăsta mă micu. Bucur. Îți mulțumesc mult și sigur ne mai vedem. Că deja nici nu mai ești prietenul emisiunii, ești de-al casei deja. Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Mersi mult de tot. Hai că uite. Tipi-tip, mușcă-l. Ei, bă, mușcă. Tipi-tip, șopel. Ia. Mâinile sus. Șopel, zi. Ceartă-l. Zi. Aaaa.